Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și alături de colegul meu, Alex Nedelcu. Ne revedem aici luni pentru a vorbi despre Survivor România. Bună, Alex! Te amuză felul meu așa serios de a începe pe un live. Pe mine mă amuză, pe tine te amuză, tu ai râs prima. Cum ai zis, bun, Alex, te-am și râs. Da. Păi, ești amuzant așa, mi se pare că ești foarte haios așa și ai un tonus foarte bun la început de săptămână. Ce fac ca să fiu haios? Zici și mie, comicul de limbaj, de gesturi? De gesturi, de mimica feței. Ce faci, te-ai uitat la Survivor? Bineînțeles că m-am uitat la Survivor, dar în seara asta m-am dus să mă uit acum. Nu e în seara asta, da. Mă obișnuisem, eram pe programul vechi. Da, mie îmi place să mă uit în fiecare seară la Survivor, dacă s-ar putea. Chiar dacă nu sunt în București, îmi iau telefonul și mă uit pe internet. Norocul nostru că se poate difuza și așa Survivor România, pentru a putea să plecăm și undeva în țară sau... Unde ai văzut ultima emisiune? Unde erai când ai văzut ultima emisiune? Păi eu am plecat la munte, am plecat un pic, am fugit în weekend. La care munte? La Sinaia. Acolo îmi place mie. Și știi de ce? Niciodată nu prea depășesc perimetrul ăla de Sinaia și nu merg într-o altă stațiune, fiindcă este foarte aglomerat, sunt foarte multe mașini și pierd timpul. Iar mie nu-mi place să pierd timpul, îmi place să-l folosesc așa, cum trebuie. Și m-am dus să mă relaxez. A fost o plecare ad hoc. Nu a fost cu program. Cu cine ai plecat? Am plecat cu niște prieteni. Da, ne-am hotărât pur și simplu. Sâmbătă să plecăm. Și ne-am urcat în mașină și gata, ne-am dus. Eu sunt un om așa imprevizibil. Nu... Prieteni de copilărie sau...? Nu, niște prieteni de la o echipă. Mă rog... Ce echipă? O echipă, știi că nu se face sport acum la un nivel din asta profesionist. Mai sunt... De basket, jocuri, de fotbal. Nu, mă, am plecat cu niște prieteni. Nu vreau să intru în detalii, că poate bag în necaz alte persoane și mai bine o las așa. A, deci ceva putredit la mijloc, dacă zici tu așa. Nu e nimic putredit. Glumesc, ca să nu te bag eu în alte... Da. Așa? Da, am zis că mergem și noi împreună și cu ceilalți colegi ai noștri. N-am spus că plecam la Sinaia. Am spus... Plecăm, eu nu știu, când o ajunge, te luăm cu forța. Și pe tine și pe colegii ceilalți, și pe Mihai și pe Bianca și pe toată lumea, așa cum am promis eu mai de mult, că o să fim așa. Dacă o să ne sincronizăm... Ce sincronizare? Păi știi cum e cu sincronizarea asta? Nu poate unul duminica asta, nu poate cealaltă săptămână, nu, domne? Hei, rup, așa. Așa îmi place mie. Să vedem. Eu, nu știu, aștept să vedem... Concret, ce facem? Facem o ședință să vedem dacă mergem, nu mergem. A, ședință? Bine, lasă că iau eu cuvântul și o să fie așa ca în comunism. Se votează și gata. Aoleu, păi stai, Cornelia, că deja comunismul nu mai... Păi globalizarea. Da. E, globalizarea. Globalizarea. Bate la ușă globalizarea. Cum? Da. Ai văzut? Hai să... Lasă că o să vă conving eu să mergeți cu mine, pentru că este foarte frumos, mai ales în Sinaia, unde mă duc eu. Dar sunt foarte fericită săptămâna asta că n-a ieșit niciun faimos de-al meu din competiție. Cabana ursul. Să știi că sunt și cabane cu numele ăsta. Cabana ursul, pucălit de vulpe. Și cine e ursul și cine e vulpe? Dacă ar fi, uite, dacă la Survivor ar fi ursul, cine ar fi? Cătălin Moroșanu, clar, n-ai cum. Nu, că nu prea e păcălit de vulpe. Atunci, care e ursul? Cred că Georgiana. Da, vulpea. Noi vorbim ca poveste, așa. Da, vulpea. Vulpea? Păi, vulpea mi se pare Alexandra Stan. Ah, aoleu, vulpea, da. Nu știu. Pentru mine, sincer, poate unii nu sunt de acord, dar cu punctul meu de vedere mă refer. Mie mi-a plăcut Alexandra, am văzut o evoluție la ea în această săptămână. Adică și-a învins temerile, a reușit să aducă și puncte. S-a adaptat, acum evoluție evoluție cu forță, ai văzut, săraca la început strângea din pământ și făcea... Tipa. Da, mă, dar dacă te-ai dus în competiție și oamenii de acasă, bineînțeles că așa gândesc, măi, dacă tu te-ai dus într-o competiție, trebuie să te gândești dinainte, adică lucrurile astea, că ți-e teamă de apă, că ți-e teamă de
animale, ți-e teamă de întreg habitatul sau de, nu știu, ce ți se mai întâmplă pe traseu, n-ar trebui să existe, pentru că tu te-ai dus acolo conștient și ai luat locul altcuiva, nu? Care voia să meargă la Survivor și n-a avut șansa. E strict de mentalitate și este și cazul Amnei, e și cazul Georgianei. Este strict de mentalitate. E și de o, ține și de o voință interioară, dar foarte mult ține de mentalitate. Pentru că, cum o văd eu, Alexandra Stan, la început varză, să zicem, dar totuși aducea puncte. Colegii ei i-au spus că e varză, că bla bla bla, că nu e bună, că o să te nominalizăm. Și ea ce a zis? E bine, bine, mă nominalizați pe mine. Nu s-a lăsat cumva afectată. Și uite că cumva s-a întors treaba. A început să câștige, să-și învingă, cum zici tu, temerile, obstacolele. Mentalitatea ei a lucrat pentru ea. Dar, dacă e să luăm cazul Georgianei, la ea a fost același lucru. Tu nu poți, tu nu faci, tu nu înțelegi? Dacă în jurul tău auzi mereu, tu nu poți, Georgiana nu poate, Georgiana nu înoată, Georgiana ajunge târziu. Îți dai seama că ea când s-a văzut acolo la start, ea auzind toate lucrurile astea, mentalitatea ei, nelucrând pentru ea, nefolosindu-și mentalitatea în favoarea ei, când a văzut că trebuie să sară, ei au venit în minte aceleași cuvinte. Georgiana nu poate, Georgiana mereu e în urmă, Georgiana nu câștigă. Și n-a mai sărit, nu și-a învins temerile. Pe când Alexandra Stan, abordând o altă atitudine, a reușit. E mai puternică mental. Ai dreptate. Dacă ajungi în competiție, dacă ajungi în Republica Dominicană, trebuie să gândești așa. Eu mă refer înainte de a pleca în Republica Dominicană. Dacă tu ai niște frici, nu ar trebui să nu te duci? Nu. Și spun și de ce. Pentru că atunci când ești în România, tu nu poți să cântărești emoțional frica, pentru că tu n-ai dat piept cu obstacolul. Prima emoție pe care tu o ai atunci când știi că vei fi parte din show-ul ăsta e una de bucurie, te încântă, emoția care te atrage, că vei face parte din Survivor, care e un show plin de notorietate, cu oameni de notorietate, unde poți câștiga foarte multă notorietate. Normal că emoția pe care o ai e una de bucurie. Nu o să vină nimeni. Nu te mai gândești la celelalte lucruri. Nu o să vină nimeni și o să zică că nu știu să înot și nu mă duc la Survivor, că știu eu mai bine că nu pot să înot. Nu! Atunci, în momentul ăla, tu cântărești emoția aia, bucuria aia, cântărești atât de tare, încât cine vreodată se gândește că, bă, stai puțin că eu trebuie să înot. E mult, vorbim de niște lucruri care nu sunt, din punct de vedere realistic, nu sunt adevărate. Adică, eu dacă mă pui acum să, nu știu, să mă duc în Survivor, îți dai seama că eu nu știu să fac nimic. Plăcerea e că, mamă, mă duc acolo să vezi că sunt pe televizor, mă duc la televizor, mă vede lumea. Toate lucrurile astea te fac să te duci, dar tu dacă n-ai văzut că trebuie să te arunci în apă, tu nu cunoști situația aia. Adică te arunci cu capul înainte, fără să te gândești la consecințele. Bine, care vor veni pe parcurs, uite cum e cazul Georgianei. Nu poți să-i spui că te arunci cu capul înainte, că ea n-a fost selectată pe niște criterii, n-au pus-o oamenii ăia în aceeași situație. Ia aruncă-te Georgiana să vezi dacă te luăm sau nu te luăm. Și cred că dacă ar fi pus-o în situația aia la casting să se arunce în apă, ar fi făcut-o doar ca să se ducă acolo. Ar fi făcut-o pentru ca să fie o parte din show. E adevărat, vreau și dumneavoastră cei de acasă să vă spuneți punctul de vedere. Știu sigur că sunteți urmăritori ai show-ului Survivor România și noi întotdeauna ținem cont de Zim ce spun mie și ei. Dacă cineva căruia i s-ar propune acum să se ducă, vrei să faci parte din Survivor România sezonul 3? Unul care ar spune, eu nu mă duc că eu nu știu să arunc la țintă sau eu nu știu să înot în apă până la brâu. Nu există nimeni, oricine ar spune da. Cine n-ar vrea să fie acolo la televizor și să facă parte din Survivor? Zi mie pe cineva. Cine n-ar vrea să devină vedetă peste noapte? Eu știu și știu ce spui tu. Numai că eu mă gândesc la altceva. Sunt oameni care își doresc să meargă în competiția asta și sunt foarte bine pregătiți din toate punctele de vedere și poate nu au șansa să ajungă în Republica Dominicană. Așa și. Și sunt alții care atunci când vin în fața unei situații, o roată, o apă, un nămol,
clachează. Stai puțin, Cornelia, că până la urmă Survivor dă și un exemplu pozitiv pentru oamenii de acasă. Survivor creează un, dacă vrei să o numesc așa, un erou dintr-un zero. Adică te duci acolo, neștiind să faci nimic, și atunci când termini, poți să fii campionul. Survivor dă exemplul ăsta. Ia un om obișnuit care nu e, asta înseamnă Survivor, îl transformă într-un erou al copiilor de acasă, al oamenilor de acasă. Că așa e când îl vezi pe unul că nu știe să facă doi pași sau să se sincronizeze pe alea. E varză. Îl luăm că e varză. Doar acum ce să aducem pe cei mai buni? De ce să nu-i aducem pe aia din sezonul 1? Să mai facem un sezon cu ei? Cum ar fi asta? Asta e și farmecul. Să-l vezi pe om dintr-un nivel mic, jos, că nu poate. Un om, asta e și farmecul vieții. Să vezi cum omul se ridică din neputința lui și face ceva măreț. Uite, e adevărat ce spui tu din punct de vedere al lui Alexandru Zinici, care zice așa, bine punctat Alex, nu degeaba ai demonstrat că ești unul dintre cei mai cerebrali concurenți de la Exatlon. Vai de doamna capul Daniel, da, uite, doamna Daniela Balac este de acord cu mine. Doamnă, și vă mulțumesc. Doamna Marioara Ștefan spune, cred că s-a dus acolo tocmai ca să scape de frici. E adevărat, sunt păreri și păreri. Eu vreau să le citesc pe toate, pentru că nu vreau să fiu doar de o anumită parte a baricadei. Și asta cu fricile, mă duc la Survivor ca să scap de frici. Ai, poți să scap de frici și acasă, nu știu, dacă... Păi vezi, și eu sunt de acord. Poți să faci asta și acasă, mă duc la bazin și mă arunc în bazin. Nu, ideea e, mă duc la Survivor nu ca să scap de frici, ca înfruntând obstacolele aș putea deveni un erou al oamenilor de acasă. Aș putea fi un exemplu, asta mă face să mă duc la Survivor, nu că să-mi înving fricile, că pe asta pot să o fac și acasă, fără să mă vadă nimeni. Da, dar la început ești dintr-o echipă și temerile tale pot duce la rezultate dezastruoase care dezavantajează coechipierii, ceea ce s-a întâmplat. Aoleu! Da! Păi, până devii tu singurul supraviețuitor, trebuie să fii într-o echipă. Da, așa e formatul momentan. Așa este formatul. Spuneam la începutul emisiunii că mă bucură foarte tare faptul că faimoșii mei au rămas intacți așa, adică lotul este intact, nimeni nu a plecat acasă. În schimb, din partea războinicilor am văzut o eliminare a Andrei. Vreau să urmăriți și dumneavoastră imaginile și apoi revenim să le comentăm. Concurentul clasat pe ultimul loc în preferințele publicului și cel care părăsește competiția Survivor România în această seară este Andreea. S-a terminat. Ce stare ai în momentul ăsta? Ce simți? Cu jumate de suflet râd, cu jumate de suflet plâng. Cu jumate de suflet râd pentru că mă duc acasă, mă duc la... bine, la un loc călduț, chiar dacă în România este iarnă. Înainte să îți iei rămas bun de la colegii tăi, aș vrea să reamintesc tuturor celor care se uită la noi acum, colegilor tăi, faimoșilor, că ai fost o luptătoare, că ai dat tot ce ai putut pe teren, chiar și când n-ai mai avut resurse, că te-ai luptat, că ai fost ambițioasă, că ți-ai susținut colegii atât cât s-a putut și te felicit pentru prestația ta la Survivor România. Andreea, pentru tine Survivor România se oprește aici. Te rog să-ți iei rămas bun de la coechipierii tăi. Mulțumesc frumos, Dan. Am văzut eliminarea Andrei. Din tabăra mea a faimoșilor. Se dorea o altă eliminare, auzeam, toți o voiau pe Marilena, afară, fiind o concurentă foarte puternică, iar Andreea, nu neapărat că nu era puternică, dar s-a accidentat și atunci era mai dificil pe traseu. Da, faimoșii au asta în subconștient, că vezi, doamne, fetele lor sunt mai slabe decât fetele războinicilor, dar nu e adevărat deloc treaba asta. Dacă e să revin puțin la discuția pe care am avut-o noi înainte, până și când te uiți la un film cu supereroi, bă, unul trebuie să fie mai prost decât altul, că nu toți sunt buni.
Nu toți supereroii sunt. Unul trebuie să fie mai bună și alții mai proști, nu? Da, uite, e un comentariu foarte interesant. Ce spune? Lucian Pop zice, eu vreau să ajung la Survivor, probabil. Nu mi-e frică de nimica, dar să nu apar la televizor. Dacă asta e problema. A, păi atunci stai nenea acasă. E foarte simpatic. Nu? Este dacă foarte ți-e frică simpatic de cameră, păi n-ai ce să faci. Na, asta e realitatea. Nici... Dacă te uiți la orice film, nu toți sunt cei mai tari. Cum ar fi să luăm toți sportivii, dacă ar fi să luăm cei mai buni sportivi de România să-i ducem la Survivor, sunt convins că nu toți ar fi la fel de buni. Unii ar fi mai buni, alții cei mai buni, mai puțin buni. Foarte adevărat. Și noi de acasă, dacă stăm așa pe canapea, noi tot o să-i judecăm în comparație și o să zicem, a, păi ăla e mai prost, ce caută s-a dus acolo, că e mai prost, de ce să se ducă acolo? Nu putea să-l lase pe altul, păi care da, era da, mai bun. Din fotoliu e mai ușor. Cum și doamne Ioana Chiriță, cred că este foarte ușor să dea acest comentariu, că uite, cam dai tu peste nas, măi, că sunt cam inhibată, să știți că nu sunt inhibată, dar eu sunt de acord cu colegul meu într-o privință, în alta poate nu, așa suntem și noi, fiecare de are nicio o treabă, parte sau nu alta, inhibată, poate să cânte, barica, poate să recite poezii, n-ai treabă, face și coreografii, nu, n-are probleme, Corelia știe. Nu, dar sunt păreri, sunt părerile nu numai ale mele, sunt ale multor oameni care se uită la televizor și se întreabă, domne, ce caută X sau Y într-o competiție dacă este teamă de ceva anume. Și mă bucur că tu ai răspuns într-un fel, pentru că ai fost acolo și știi mai bine prin ce stări trebuie să treci și cum poți să-ți învingi orice teamă, știi? Da. Tu ai avut vreo teamă când te-ai dus acolo în competiție? De ceva? Există temeri. Omul și în viața de zi cu zi ai temeri. Dacă încerci să faci o chestie, nu știu, dacă te apuci să dai de permis, aoleu, vai că mi-e frică că o să mă pice. Păi atunci de ce mai dai, frate, dacă ți-e frică, nu? Aoleu, că se întâmplă chestii. Mi-e frică să, nu știu, să fac o renovare la casă, că dacă se strică aia, aoleu, mi-e frică. Nu mai face. Atunci, dacă ne e frică să trăim, de ce ne mai naștem? Până la urmă, de ce mai trăim? Asta e ideea. Bă. Sunt frici, sunt chestii, sunt mai multe lucruri la mijloc. Nu e neapărat, nu trebuie să punem frica pe primul plan. Frica e un element, dar nu e greutatea cea mai mare de care ne apasă, de care suntem apăsați. Uite ce întrebare ne pune doamna Mihaela Zanfirescu apropo de ținutele fetelor. De ce nu li se pune la dispoziție un echipament așa cum aveau la Exatlon? Pentru că este Survivor, doamnă, și pentru că oricine... poate să apară cum dorește, da. Ce treabă avem noi dacă ea vrea să apară cu un mai short sexy, așa, mai scurt și cu unul mai lung? Să facă, domnule, cum vrea. Eu de ce? Na, ia uite. Da, adică este, i-am răspuns pe un, dintr-un punct de vedere, doamne, am spus clar poate, că nu sunt reguli stricte în acest sens. Poate poți să ne răspundă și ideea pe care o avem într-un interviu din Republica Dominicană. E adevărat, v-am promis acum câteva ore bune că o să aveți aici la ștafeta mixtă un interviu cu Dea. Sunt primele declarații pe care ea le-a dat la ieșirea din competiție. De-abia ce am închis cu ea, vreau să vedeți și dumneavoastră interviul acordat emisiunii noastre și apoi revenim. Bună, Dea! Ne bucurăm foarte mult că ești alături de noi după ieșirea din Republica Dominicană. Te așteptam mai târziu aici în România, dar o accidentare practic te-a scos din joc. Bună și vouă! Da, din păcate, imprevizibilul s-a produs. Accidentarea mea la genunchi m-a făcut să părăsesc această competiție. Ne pare... Bună, Dea! Cum e acum? Văd că te-ai machiat. Imediat ți-ai revenit în... ai venit în lucrurile sociale, în rând cu oamenii. Pac, machiaj, ai vorbit cu cei de acasă. Cum te simți? M-am machiat, mi-am schimbat hainele, mă simt foarte bine. Genunchiul încă mă mai supără puțin, încă mai e puțin umflat. Când ajung acasă, voi face un remenes să văd despre ce este vorba și sper să nu fie nimic grav. Dar știi exact ce ai sau doar simți așa că te doare și că nu poți să mai faci efort? Doctorul mi-a spus că s-ar putea să fie o problemă atât la menisc cât și la ligamente.
nu știu exact ce este până nu voi face un remene. Și în ultimul joc, cum te-ai simțit? Cum a fost? La ultimul joc, practic, eu nu am primit permisiunea doctorului de a intra și m-am simțit foarte rău că am stat pe tușă. Da, am văzut acolo că a fost o discuție cu Roxana, din câte mi-aduc aminte. Cu Roxana ai avut o discuție că ea a vrut să intre sau... Așa mi-aduc eu aminte. Da, nu s-a cuprins chiar toată discuția. Eu îmi doream foarte mult să intru și doctorul nu m-a lăsat. Iar i-am spus ei, intră tu dacă poți, pentru că accidentarea ta la arcadă nu este atât de gravă cum e la mine. Mie nu-mi dă voie doctorul, dar tu poți să intri. Și a zis că și ar vrea, dar nu poate că... Da, este sănătate în pericol. Dacă n-ai fi fost eliminată prin votul publicului, ai mai fi putut rămâne în competiție? Piciorul tău crezi că te mai ascultă? Dacă nu aș fi fost eliminată prin votul publicului, oricum nu aș fi primit permisiunea doctorului de a intra pe teren. Aș fi stat pe bancă să îmi susțin colegii, adică practic nu mai aveam posibilitatea de a juca. Și cam de la ce joc ai resimțit durerile astea la genunchi? De la cât timp în urmă? Am simțit că mi-a plesnit ceva la jocul acela de forță în care am pierdut doi colegi, pe Lucian și pe Starlin. Și practic și pe tine. Pe mine, da, eu am încercat să nu bag în seamă durerea. La mine nu a fost chiar atât de puternică accidentarea, dar cu timpul, cu fiecare traseu... Îți revenea cumva. Se resimțea din ce în ce mai tare, da, se resimțea și chiar cu tot cu analgezice tot mă durea. A fost ăsta un motiv din cauza căruia am simțit și noi de acasă și tu că războinicii ceilalți voiau să te trimită acasă pe tine? Nu neapărat că ar fi vrut să mă trimit acasă pe mine. Noi am discutat înainte de consiliu ce ar fi mai bine pentru echipă cât și pentru sănătatea mea și am ajuns la concluzia că mai bine mă duc acasă cu o accidentare mai minoră decât să mă duc, ferească Dumnezeu, cum a plecat, din păcate, Lucian, care trebuie să se opereze și sperăm să fie bine. Și am ajuns la concluzia, da, să fiu votată de colegi și sănătatea contează cel mai mult. Dar nu te-au votat toți colegii. Poftim? Nu te-au votat toți colegii. Unii dintre ei au vrut să te mențină acolo. Poate pentru tonus, poate s-au gândit că o să-ți revii. Da, numai singurul care nu m-a votat, cred că a fost, nu știu, Mulții sau cine. Ba nu, cred că toți m-au votat. Nici nu mai știu. În prima țară nu. În prima țară au mai fost și alții votați. Dar, într-adevăr, în mare majoritate tu ai fost votată, însă au fost și doi concurenți care au avut o altă părere. Da, probabil au fi vrut să mă țină în continuare în joc, dar rugămintea mea a fost să mă înțeleagă și să mă susțină să fie mai bine și pentru mine și pentru echipă. Spune-ne și nouă câteva lucruri despre ce se întâmplă în echipa voastră, că am observat acum la ultimul joc că nu ați mai participat toți cu aceeași energie și la început ați început cu handicap. Când v-ați unit cumva, din ce am văzut noi, și v-ați unit spre binele comun, ați reușit și să câștigați. Ce se întâmplă acolo în echipa voastră? Din ce se pare, în echipa noastră sunt destul de multe orgolii și încep să se formeze ușor-ușor bisericuțe, ca să le spun așa. Orgoliile sunt în special la băieți. Noi ne așteptam să fie mai mult la fete, dar băieții se ciondănesc mai des. Eu una nu am mai putut da randament pe traseu, în ultimele trasee, din cauza durerilor și nu mă mai ținea fizic piciorul. Dar acum restul colegilor
din cauza certurilor, eu am încercat pe cât se poate să evit certurile, nu-mi place să mă cert. Dar... Am văzut-o și pe Marilena, ieri foarte nervoasă la acel joc de comunicare, în momentul în care era 6-3 pentru Faimos și a avut acea reacție împotriva echipei, în mod surprinzător pentru cei de acasă, care vă considerau o echipă sudată. Da, tensiunile apar din cauza lipsurilor noastre, din cauza mâncării, că ne e foame, din cauza lipsei somnului și ușor, ușor apar tensiuni, că unul trage mai tare pe traseu, altul nu prea trage. Marilena este o luptătoare, mereu aduce puncte echipei și e normal să se enerveze când vede că alții nu trag atât de tare pentru echipă. Care? Cum? A fost cazul cui? La ultimul joc mi se pare că a avut o discuție cu Sorin, care căuta tot felul de scuze, că nu a putut să ajungă, nu știu, din cauza unor probleme pe traseu. Și i-a spus, păi cum pot eu să ajung la timp și să iau punct și voi, restul băieților, nu puteți? Ceva de genul a fost discuția lor. Da, bine, s-au calmat într-un final și, din fericire, am câștigat jocul de comunicare care era atât de important pentru noi. Dar, din punctul tău de vedere, Sorin a lăsat cumva, a lăsat-o mai moale sau ceilalți băieți au lăsat-o mai moale? Din mai punctul moale... tău de vedere. Pe traseul ăla, da. Nu că au lăsat-o mai moale, dar lipsa mâncării se resimte. Nu avem vitamine, nu avem minerale, somnul este destul de dificil să dormi pe jos. Bun, și atunci dacă se justifică lucrul ăsta, de ce a ieșit Marilena cu atitudinea asta până la urmă? Că atunci nu se justifică atitudinea ei. Da, din cauza... Sunt tensiuni acumulate, sunt tot felul de frustrări. Da, sunt găști acolo făcute deja în... S-au format alianțe? S-au format alianțe și la voi la războinici? Inevitabil într-un grup format din atâtea persoane se vor crea bisericuțe, se vor crea alianțe, strategii. Inevitabil ai o afinitate față de unul, față de altul. Tu din care alianță ai făcut parte? Eu nu am făcut parte din nicio alianță, am preferat să nu, să nu mă aliez cu cineva împotriva altcuiva. Eu mereu am mers pe principiul că suntem o echipă și trebuie să tragem toți pentru toți. Nu și-au rostul bârfele, nu și-au rostul certurile, invidiile. Trebuie să fim ca o familie ce spuneam la început că suntem, care văd că ușor, ușor începe să scârție. Dar îi vei invita pe toți la nuntă? Am văzut ieșirea ta din consiliu. Eu, cel puțin, îi voi invita pe toți. Cine va avea plăcerea să vină, îi aștept cu mare drag. Cine nu, de asta e. Eu aș vrea să țin legătura cu toți, pe cât posibil. Nu am nimic personal cu nimeni. I-am îndrăgit pe toți. În continuare îi susțin și îmi doresc să câștige un albastru anul acesta. Toți? Stai puțin, că eu sunt cu o nuntă. Războinice sau și faimoșii la nuntă? Da, chiar și faimoșii vor veni la nuntă. Ți-ai ales o domnișoară. Inclusiv Georgiana? O iei pe... Georgiana nu mai de onoare. Georgiana nu mai face parte din echipa războinicilor, așa că pe războinici, din păcate, nu-i voi invita. Deci pe Georgiana nu e pe lista invitației. Deci pe faimoși nu-i vei invita, da? Clar nu-i voi invita, pentru că am fost echipe adverse. Dar din echipa ta, cine va fi domnișoară de onoare? Te-ai hotărât? Din echipa mea nu va fi nimeni domnișoară de onoare. Asta voi alege eu personal împreună cu iubitul meu. E foarte bine. Te văd, ai părut foarte aranjat, dar de multe ori imaginile pe care le-am văzut noi aici în România, din Republica Dominicană, te arătau pe tine pieptănându-te cu furculița. Da. Cât de greu ți-a fost să-ți întreții părul acesta
în toată această perioadă de o lună? Având părul destul de lung și am un fir mătăsos și moale, mi se încurcă foarte repede și fără peria mea de păr specială, mi-a fost foarte greu să-l descurc, mai ales că intram în apa sărată care mi-l îmbâxea, mi-l încurca. Mereu eram în fiecare dimineață și în fiecare seară cu furculița în lipsă de perie să mi se desprind părul. Tu, ca tu, da, Musti. Da. Musti, din fericire, are un fel de dreaduri făcute și nu necesită periere, nu necesită pieptănare. La el e mult mai simplu. Nu s-a întâmplat până acum să se agațe cu părul în vreun traseu? Sau prin ceva pe acolo? Eu l-am încurcat puțin părul la un traseu de apă, cu piscină. Traseul acela cu toboganul. I s-a desprins tot părul și l-am încurcat puțin, așa spunea. Dar se pare că e obișnuit cu părul lui. Ce ți-a fost cel mai greu acolo în Republica Dominicană? Ce a fost dificil pentru Andreea, dincolo de accidentare? Eu am rezistat foarte bine cu mâncarea. M-am adaptat cât de cât și cu dormitul pe jos. Dar mie personal cel mai greu mi-a fost lupta familiei și a celor dragi. Și în familie sunt incluși părinții, iubitul meu, copii, cumnații. Zine, cum a primit iubitul tău vestea că o să te duci la Survivor? Că voi merge la Survivor? Da. A fost așa, cu jumătate de inimă râdea, cu jumătate de inimă. Da, pentru că știa cât de mult îmi doresc să concurez la această emisiune, dar știa că voi pleca de lângă el și atâta timp cât mie îmi face plăcere un lucru, mă susține și alături de mine mereu. Sunt o norocoasă că am un asemenea prieten. Cum îl cheamă pe iubitul tău? Toată România este curioasă. Adrian. E, și Adrian este un norocos. Uite, are un supraviețuitor aici. Chiar dacă nu ai reușit să ajungi până în final. Mă, dar ce s-a întâmplat? Alin Sălăjeanu iubește pe Alexandra Stan? E o iubire, cum să spun. Cred că e o iubire din asta platonică, pentru că, adică o place, o stimează, nu o iubește ca și cum ar iubi-o pe soția lui. Asta este clar. Foarte mult. A, deci acolo ceva există. Ceva, da, există. Da. Și invers, din cine ți s-a apărut din echipa cealaltă a faimoșilor mai enervant sau mai agasant? Sau cine ți-a plăcut cel mai mult? Din echipa faimoșilor, de cine îmi place? Da. Da? Și de cine nu-ți place? Îmi place foarte mult de Elena. Mi se pare o femeie corectă, echilibrată. Îmi place de Majda. Îmi place de Alexandra Stan că ușor, ușor a trecut peste anumite frici și a reușit să-și învingă anumite temeri. De Georgiana? Sunt frumoși acum. De Georgiana nu-mi place. Ea a avut niște lipsuri în copilărie și asta se simte, se vede. Nu e vina ei. Fiecare om e diferit și e frumos în felul său. Rămâne să-i plătești cumva o poliță pentru că te-a împins în apă? A, nu, asta a fost jocul, s-a terminat. Ne salutăm dacă ne vedem, nu ne împungem. Ești un om extrem de pozitiv. Din câte am văzut, dar nu mi-ai răspuns la întrebare. Dacă nu ți-a plăcut în Republica Dominicană? Cine te-a enervat, poate, foarte tare? Scuze, repetat, vă rog că nu v-am auzit prea bine. Nu te-ai auzit, zi mai tare, Cornelie. Am spus că ești un om extrem de pozitiv, dar cu toate acestea vreau să-mi răspunzi la întrebare. Cine
te-a enervat cel mai tare în Republica Dominicană? Sau, mă rog, persoana care nu ți-a plăcut în competiție? Nu ar fi o persoană de care să nu-mi placă în această competiție. În schimb, m-a cam enervat Jador cu glumele lui. Adică era mult prea glumeț, ca să spun așa, pentru mine. Și având niște glume cu care eu nu sunt obișnuită. Și evident, de la adrenalina jocului, de la suspans, de la... te mai enervezi, mai scapi o contră, mai înjuri, mai... Oricum îmi cer scuze dacă l-am înjurat sau... Sunt convins că o să, dacă nu s-au rezolvat lucrurile acolo, când o să vă întâlniți cu toți aici acasă, o să le rezolvați voi. Da, eu îmi doresc să ne înțelegem bine cu toții, și cu războinicii și cu faimoși, și până la urmă suntem oameni cu toții, cu bune, cu rele, suntem caractere diferite și, cum am spus și în emisiune, că trebuie să ne înțelegem când facem parte dintr-un asemenea colectiv. Trebuie, este cuvântul, să ne înțelegem, pentru că altfel nu putem conviețui. E adevărat, noi îți mulțumim pentru prima ta intervenție aici la noi, la ștafeta mixtă. Te așteptăm săptămâna viitoare la noi, în studio, să ne povestești pe larg toate experiențele de acolo. Poate și altfel, cu un altfel de vibe, pentru că întoarcerea în țară te va determina să vezi poate cu alți ochi competiția. Da, vă mulțumesc și eu foarte mult și să sperăm că ajung cu bine în România. Nu știu cât mai stau pe aici. Drum bun și ai grijă de tine. Te așteptăm aici în studio. Îți mulțumim foarte mult, Andreea, și felicitări pentru parcurs. Mulțumesc din suflet. Am avut-o pe Andreea direct din Republica Dominicană. Îi mulțumim foarte mult că a intrat în direct cu noi. Chiar la ieșirea din competiție, uite, am vrut să fim și noi primii, să fim acolo și să le redăm oamenilor toate informațiile. Chiar dacă unii mai sunt supărați pe noi, ne scriu tot felul de lucruri. La ritmul în care evoluăm, data viitoare sunt convins cum îl scoate domnul Dan din emisiune. Bună ziua, sunt Cornelia Ionescu, direct din Consiliul de Nominalizare. O iei imediat, după cum iese după ușa de la nominalizare. Păi da, direct după ușă și să le spunem oamenilor de acasă că mâine vom avea o emisiune foarte interesantă cu Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România. Am vorbit cu el în Republica Dominicană. Sunt foarte multe lucruri pe care ni le-a spus și vreau să le vedeți mâine într-o ediție specială și care se vrea un început. Poate ne vom vedea de mai multe ori pe parcursul competiției, nu? Da, să vedem cine rezervă astrele. Astăzi ai făcut horoscopul? Mai astăzi n-am făcut horoscopul, e numai vinerea fac horoscopul. Vinerea, da, vinerea avem horoscopul. Astăzi vorbim numai despre Survivor, despre ce se întâmplă acolo în competiție. Ai văzut că Andreea nu părea afectată chiar atât de tare de ieșirea din Survivor. Cred că a conștientizat faptul că o accidentare a spus stop joc. Da, cred că avea gândul ăsta mai de mult, încă de când erau faimoși și nominalizați la nominalizare și cred că e cumva, s-a văzut cumva puțin, nu neapărat resemnată, cât știa că accidentarea la genunchi nu o să poată să o lase să ajungă mai departe în competiții. Dar, na, uite, vezi, se întâmplă și lucruri de genul ăsta. Organizatorii, dacă e să o luăm așa, de ce n-au anticipat ei accident, că o să se accidenteze fata și de ce n-au luat pe altul? Dacă e să o luăm așa, că de ce îi alege pe unii că sunt slabi? Păi pe alții de ce îi alege că se accidentează? Vezi? Nu știu, sunt lucruri și lucruri care se întâmplă în competiție. Mi-e pare rău că ea s-a accidentat. A fost o concurentă bună la început. Da, foarte bună, foarte dar, bună. Asta e. Până aici a fost și drumul ei, cum a fost și cazul lui Lucian și el a ieșit accidentat din competiție. Să știi, vezi, până poți să fii și cel mai bun și să ieși accidentat înaintea unuia care e mai slab. Până la urmă, de asta e are farme concursul. Că nu știi, e un concurs imprevizibil. Săptămâna trecută ți-am zis că ți-am dat un pronostic, Georgiana va câștiga câteva puncte. Ce așa a câștigat? Ai văzut da, când a câștigat, dar s-a jucat și cu nervii faimoșilor, cu leagănul, mai ales aseară.
cu leagănul, după ce a terminat proba, Culiță o tot învârtea și ai văzut cum îi spune: Culiță, lasă-mă! Culiță, oprește-te, Culiță! Așa îi spunea, că tot o balansa, nu? Poate făcea un stand-up comedie acolo, că este foarte bună la stand-up comedy. Dar, nu? Păi, mie mi s-a părut că a fost și înger și demon pentru echipa ei georgiană. Adică a adus niște puncte. Măi, dar în două situații chiar nu voia să plece de la start sau, mă rog, la un moment dat se împormolise pe undeva și a considerat că mai bine rămâne acolo. E ca măgarul ăla care nu vrea nici ce, poți să-i faci tu ce vrei, că tot nu se duce înainte. Atât de încăpățână, da, da, ca târ mai mie repede. Mie mi se pare că e o fată simpatică și am văzut și momentele ei după reality, când discuta cu fetele din echipă și eu n-am văzut să fie, nu s-a lăsat inferioară sau, mie mi s-a părut o persoană foarte ok. Da, dar dacă tu ai avea, dacă ai fi din nou la Exatlon sau Survivor și ai avea un astfel de coleg în echipă, cum ai reacționa? Da, mă, Cornelia, stai puțin, că ce-l face pe un om bun? Că el aduce puncte. Nu mă refer, păi da, la uite aici, că da. E o chestie una de atitudine. Și asta e, frate, am pierdut. Ce? N-am pierdut marele trofeu. Dacă o să fiu eu bun și o să fiu eu pus în fața faptului să câștig eu ceva, bă, să fiu eu în momentul ăla bun când trebuie să câștig trofeu pe barba mea. Acum, dacă un om a pierdut și nu poate, ce să fac? Hai să-i luăm gâtul. Într-o pauză, ce putem să facem? Hai să mai sugrumăm niște oameni. Păi hai să vedem, s-o vedem pe Georgiana cum refuză traseul. Vorbele și apoi astea revenim. Sunt citate dintr-o scrisoare. Așa. De asta ca să nu zic că sunt ale mele, că multe nu sunt prostiile mele, sunt și prostiile altora. Să știi că doamna Daniela Bala spune despre tine că te-ar vrea într-o emisiune aceea cu horoscop, că dai o pată de culoare. Niciodată, păi a zis vreodată horoscopul ceva bun despre gemeni? A spus cum să nu să spună, dar dacă n-a spus horoscopul, am spus eu. Dar haide să o vedem pe Georgiana și revenim. Astăzi vei avea noroc. Bagă beta. Gemeni, astăzi vrea. Chiar are timp să se și odihnească un pic Marilena pentru războinici, pentru că Georgiana este încă la start blocată. Există o comunicare între Georgiana și echipa ei de pe margine, însă nu reușesc cu echipierii să o mute pe Georgiana. Reușește și ajunge practic Marilena liniștită pentru proba de finalizare. Are de aruncat 5 totemuri în 5 coșuri. Ajunge Marilena pentru proba de îndemânare. Aruncă Marilena și ratează. Alexandra Stan o încurajează pe Georgiana. Aruncă și introduce 2 totemuri, unul după altul. Marilena trebuie introduse toate consecutiv. Face asta acum cu totemul cu numărul 3. Ratează acum Marilena, aruncă din nou. Introduce totemul cu numărul 4. 4 totemuri introduse, unul singur încă stă în picioare. Se pare că Georgiana a abandonat acolo, a intrat în apă din nou pentru a reveni pe bancă. Aruncă nestingherită Marilena, o aruncare ratată, dar cea de-a doua aruncare duce punctul la războinici. Egalitate în jocul de comunicare, 1-1. Punct adus de Marilena. Eu n-ajungeam cu piciorul. Ai notat ceva? Și mai am notat. Eu știu că e ca data trecută. Partea asta e mai mare. E mai adâncă apa sau ce? Da, dar nici nu m-am agitat. Adică am încercat să merg ușor. Păi nu. 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 Vedem pe tine, vedem pe tine. Nu mă direct în plichea. Bravo. Bravo, Mari! Și știi cel mai important? Nu a leșinat. Hai odată, repede! Hai că mai ai timp, hai că nu-i gata! Univers, hai! Familia să-și vadă prietenii și... Hai mă strigați că mai are timp! Hai! Haide! Eu jur că uite așa merg pe traseu liniștit. Dar de ce te să mergi tu cu pacea așa? Dar de ce mă, frate, alții să-și bată joc și eu să stau? Mi se rupe filmul, vrei să te amin? Tu vrei să-ți vezi familia. Hai, unul. Dar am plecat la start? A plecat, dar l-a zis pe la inel și la inel s-a apă. Serios? Da, aveai 100 de zile. Nu pe film, mă, vrei să te mint? Eu vreau să voiam să vorbesc cu Olica. Da, și tu te bazai pe ea? Te întreb. Te nu mă bazezi, mă, pe ea, dar măcar să văd că dă ceva.
Nu are să zis că nu are frică, tu i-ai zis că are frică și o înțelegi. E bătaie, bro, e bătaie de joc. Iertați-mă că vă zic, o fi. Trage și gata. Are o situație, nașpa, dar bătaie de joc. Hai să vedem, fiți atenți. Nu mai subliniați care o situație, că nu e vorba de ce, e vorba de. Lăsați-mă, gata, hai. E bătaie de joc, într adevăr. E bătaie de joc. Noi n-avem ce să facem. Hai, Georgiana, hai. Hai cum ai timp. Hai, 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 hai. Vei, dă un colo de treabă, Georgiana. Ce ai făcut? Ce e asta? Tu Georgiana ai asta la adresa noastră, ți-ai bătut joc de noi de toată echipa. Vino, hai să vorbim, nu te băga după ăla. Și de ce ai intrat? Ce f***a de frică tu fost? Înainte și eu n-am mai intrat pe ăsta, da? Dar nu trebuia să intri, Georgiana. Era simplu. Nu ți-ai zis nimeni. Trebuia să nu intri de la început, să zici că nu intri și gata. N-ai văzut, da? Știam, așa a fost reacția și la mine. Aceeași reacție. Trebuia să zici să nu joci, asta e problema, știi? Normal că trebuia să nu joc. Normal. Ce n-ai zis, bă, nu intru, asta e. Și când aveți o alegere în plus, eu nu intru, că e cu apă și... Nu am vrut poate să abandonez, că nu-mi place să abandonez, dar dacă mi-e fric, înțelegi? Fiindcă eu m-am mânecat, da? Deci m-am mânecat. De 3 ore am intrat cu capul în apă, atunci. Culiță, lasă-mă! Era foarte simpatic, Culiță, sincer. Hai, Georgiana, hai, că mai ai timp. Mie îmi place când se enervează și ador, își ridică sprâncinile. Și atunci îți dai seama că se enervează, că își ridică colțurile la sprâncine. Georgiana... Păi așa. Era normal, el a susținut-o mă pe Georgiana în competiție și până la urmă se simțea și... Da, prost, cumva în fața colegilor, pentru că aici ea chiar a fost foarte încăpățânată, nu s-a dus absolut deloc pe trase. Trebuie să îți mai iei în calcul și de astea. Nu poți să câștigi toate punctele, ea s-a pierdut un punct. Măi, dar depinde cum o pierzi punctul. Nu, păi da, depinde unde îți pui energia și puterea emoțională. Tu ți-o pui în Georgiana, care știi că nu se duce. Mai bine o treci că e un punct pierdut și taci din gură, nu te mai afectează. Dar a fost amuzant, pentru fanii războinicilor, cred că într-adevăr a fost amuzant. Pentru mine, ca persoană care sunt de partea faimoșilor, mai ziceam, păi, dar am crezut că la un moment dat chiar pleacă Georgiana din loc. Nu muta nimic de acolo. Nu. Și dacă o trăgea Jador cu o funie în partea elaltă, nu o mișca de acolo. Și Jador zicea, nu, că dacă intru și eu pe traseu și merg doar așa. Dar el din ambiție s-a dus mai tare și a căzut și s-a dat cu capul de lemnele alea. Săracu. Da, mă, vezi, adică e competiție până la urmă. Și bă, eu înțeleg pe unde ia amestecat melodiile în cap lui Jador. Ce-a amestecat. Jale, o noapte, e adevărat, doamna Adriana Antochi spune că e a doua oară când face așa. Într-adevăr, și cu o seară înainte, ea n-a vrut să meargă mai departe și cu toate astea a și câștigat punctul la un moment dat. Asta e și ideea. A trecut de obstacole. Asta e și ideea. De ce să-mi pun eu speranța într-un om care mi-a demonstrat că nu poate? Mai bine o las așa, las-o mă, ce e doar una care nu poate. De ce să trebuie să... Mulți au pierdut puncte. Dar, repet, din punctul meu de vedere, trebuie să vezi și cum pierzi punctul respectiv. A fost inexplicabil. A fost un moment comic, eu pe ea o înțeleg. Uite, și dacă ar fi vrut să se joace cu mințile lor, ale coechipilor ei, a reușit. Până la urmă și ăia. Bă, frate, lasă că suntem oameni mai cu cap. Lasă-mă, ce să... acum a pierdut un punct, lasă-o, că oricum ne așteptăm să piardă. Da. Uite, să-mi consum energia când... Sunt păreri și păreri. Sunt oameni de acasă care spun că și-a bătut în continuare joc de colegi. Păcat de pedeapsa primită de războinic pentru ea, doamna Moni Cireap spune lucrul acesta. Adică se referă strict la... situația în care a fost în tabăra războinicilor, când Starlin probabil a fost mai violent la adresa Georgianei. Aici nu este bine. Nu știu și nici nu vreau să mă gândesc. Cine a zis că i-a tras un termos în cap lui Albert? Lucian. Da. O așteptăm și pe Andrei aici să ne spună mai multe lucruri. Ce s-a petrecut cu adevărat în Republica Dominicană cu ea. Până atunci
să vedem ce se mai întâmplă și în competiție, pentru că sunt multe lucruri pe care noi nu le-am adus astăzi în discuție. Am adus doar așa, puțin, pe Georgiana, pe Andreea, pentru că ea a fost cea care a ieșit de acolo, de la Survivor, și a putut să fie și aproape de noi și de dumneavoastră. Am vorbit cu Dan Pavel și alte lucruri. Mâine le veți vedea dumneavoastră la ștafeta mixtă. Și alte? Ce mai vorbit cu el? Păi nu, am vorbit despre toți, despre aproape toți concurenții, pentru că oamenii vor să audă despre toți, nu doar despre unul sau despre altul. Uite, Darius Hagi. Ami spune cineva în seara asta, e Survivor? Da. Nu este Survivor, România este joi, vineri, sâmbătă și duminică. Joi, vineri, sâmbătă și duminică de la orele 20. Toată lumea are ce are cu îmbrăcămintea fetelor din competiție. Am mai spus aici, la Exatlon sau în altă parte, într-adevăr aveau anumite echipamente. Dar acum, probabil că sunt și multe probe de apă sau de noroi și acolo, fiecare ia decizia să se îmbrace acolo, cumva. Acolo, în toiul zilei, sunt 30 și ceva de grade, 37 de grade. Și joacă și pe plaje unde e nisip. Gândește-te că dacă te duci la mare, cum stau oamenii îmbrăcați? În slip, nu? Așa stau oamenii în slip, la mare. Așa e mai cald, e mai cald decât la mare la noi, acolo în Republica Dominicană. Cum? Ce să le facem? Să le dăm o... Hai să le punem fes în cap, să le dăm pantaloni lungi. Nu se poate. Până la urmă, important este să aducă puncte, să se adapteze acolo în Republica Dominicană. Și până... Restul nu mai contează. Vom vedea și zilele următoare ce părere au și alți foști concurenți sau rude ale despre concurenților, cum se îmbracă fetele la Survivor și despre ce se întâmplă acolo în competiție. E ce nu ți-a plăcut săptămâna trecută la Survivor? Nu am preferințe, Cornelia. Eu nu am așteptări de la... Nu e... Survivor nu e făcut ca să-mi placă mie. Nu am așteptări de la competiția asta. E exact ceea ce e. E totul o surpriză. E totul, totul e un produs, o surpriză frumoasă. Nu e ca și când mă aștept eu acum să fie... Și chiar dacă m-aș aștepta eu la ceva, probabil că în mine n-ar mai fi o surpriză. Pentru că deja mă așteptam la chestia aia, înțelegi? Nu m-ar fi surprins cu nimic. Deci, da, mie știi ce nu mi-a plăcut? Eu poate n-ar trebui să mă amestec în tabăra războinicilor, dar nu mi-a plăcut atitudinea Marilenei de ieri. Era scorul ăla de 6-3, un scor care s-a dovedit până la urmă a fi foarte mic, iar războinicii au și răsturnabil au și câștigat. Adică, nu știu, e o atitudine... Poate unii o consideră pozitivă pentru echipă, alții nu... Dar parcă era prea mult. Toți își doreau să câștige o probă de comunicare, să fim serioși. Mi se pare că e foarte defensivă în fața camerelor. Adică atunci când apar camerele e ușor respingătoare așa, în fața camerelor. Așa o văd eu și nu cred că e un atu pentru ea. Pentru că, în fața camerei trebuie să te deschizi, pentru că trebuie să te deschizi în fața oamenilor de acasă. Trebuie să fii cum ești tu. Și dacă ești respingător, nu ești tu. Oamenii trebuie să te descopere așa cum ești tu. Adică, dacă ăsta sunt. Și de unde să scot altul? De unde să aduc eu punct dacă eu ăsta sunt? Astea sunt punctele mele. Să-ți aduc eu puncte mai multe dacă nu pot? Da, nu știu, mie mi s-a părut un pic mai corect, diferită da. Atitudine. Ei, până la urmă, războinici au câștigat proba de ieri. Am văzut emoționați vorbind cu prietenii. Dar și faimoșii au câștigat alte două confruntări foarte importante, acelea de eliminare. Am văzut certuri și în tabăra lor, certuri pe care le vom discuta însă zilele următoare aici la ștafetă. Atât am avut noi în seara aceasta să vă arătăm dumneavoastră. Să sperăm că mâine veți fi tot așa număr mare alături de noi și vom discuta dintr-o altă perspectivă ce se întâmplă la Survivor cu prezentatorul Daniel Pavel. Da? Da, bineînțeles. Să aveți o seară frumoasă și ne vedem mâine. Noapte bună, somn ușor, odihniți-vă.